Moldovenii și oltenii s-au respectat prea mult în prima repriză la Botoșani și ocaziile de gol au lipsit. Kindriș a încercat să obțină un penalty în prima repriză când a fost prins la mijloc în careu de Ciosic și de Bancu, dar nu l-a impresionat pe Radu Petrescu. Dacă n-a reușit pentru echipa lui, Kindriș a obținut două penaltiuri pentru Craiova. L-a faultat întâi în careu pe Mihăilă, iar lovitura de la 11 metri a fost transformată de Cicâldău pentru 1-0. Apoi, în prelungirile meciului, a ajutat-o pe Craiova să facă 2-0. Gustavo a fost cel faultat în careu și tot el a înscris din penalty. Craiova a câștigat și meciul ocaziilor cu Botoșani. Colici, Ciosici, Bancu și Baiaram au fost cel mai aproape de gol pentru echipa lui Bergodi, în timp ce gazdele au sperat doar la șutul lui Iașcovski. Craiova rămâne pe primul loc și are acum 4 puncte peste CFR. Aveam teama de acest meci pentru că, în primul rând, nu am castigat niciodată echipa la Craiova aici, la Botoșani. Și, al doilea rând, pentru că era presiune faptul că s-a vorbit mult, în ultimele ore s-au făcut comentarii și nu ne-au plăcut, m-au un pic deranjate. Dar, din păcate, trebuie în continuare, noi suntem la mana noastră și trebuie să ajungem cel puțin ultimul meci cu Clujul, cu titlul la masă.